Și acum ne îndreptăm spre strada Icoanei și vedem pe colț ceea ce a fost acum 100 și mai bine de ani, locuința scriitorului Barbu Ștefănescu de la Vrancea, unul dintre asta de pe colț. Da, cu sera interioară fix la intersecție. În prezent este biblioteca, una dintre cele mai vechi instituții de învățământ din București, încă în funcțiune, respectiv școala centrală sau școala pedagogică de fete, ridicată în vremea lui Barbu Știrbei. Clădirea actuală este opera lui Ion Mincu, care ne-a mai întâlnit în același stil neoromânesc. În perioada comunistă fusese rebotezată Zoia Cosmodemianskaya, în amintirea unei luptătoare socialiste dintr-o familie care mie personal mi-e simpatică, familia asta moscovită, că poartă numele sfinților mei protector, Cosma și Damian. Însă schimbarea de nume în sine nu mi s-a părut neapărat fortuită și inițial asta, casa lui de la Vrancea, se găsea în incinta școlii de fete, deci aici au copilărit și fetele sale Henrieta și Cela de la Vrancea, renumita pianistă care a trăit 100 și un pic de ani. Așa. Deci pe aici făceau vizite și Caragiale și alți membri ai elitei literare a evremii, Barbu Ștefănescu de la Vrancea fiind pe lângă un scriitor talentat și o perioadă primarul capitalei. Acum achit că e roșu, trece și așa discret. A fost primarul Bucureștiului și în timpul lui nu s-a făcut lucrarea de canalizare a Dâmboviței, ci s-a făcut lucrarea de filtrare a apelor din Dâmbovița, ca în felul ăsta să se poată folosi apa și în scop menajer, ca să spun așa. A fost considerat unul dintre primarii bune ai Bucureștiului, chit că nu a stat prea mult la cârma capitalei. Și frumos așa de văzut unde locuia scriitorul. Ulterior, fetele sale și-au construit propriile locuințe, mai ales Henrieta fiind arhitectă, din aceeași generație cu Horia Creangă. Iar cel a renumită pianistă, iubita lui Nae Ionescu, unii spun că ar fi fost și iubita de la, în tinerețe, iubita lui Caragiale, greu de spus. Vedem aici imagini de arhivă cu școala centrată cu Institutul Pedagogic. Așa, revin un pic la legende din cartierul Icoanei. De la acesta al Bulindronului se lega o legendă locală potrivit căreia între Paști și Înviere, deci în perioada Săptămânii Luminate și ulterior, deasupra lacului care era destul de adânc, apărea o lumină foarte stranie, există în mitologia populară românească credința pe de-o parte că deasupra locurilor unde sunt comori îngropate strălucesc niște focuri din astea care le semnalizează prezența, dacă în general nu prea e bine să te duci să cauți pe acolo, că se mai lasă și cu alte evenimente. Greu de spus, cert este că la un moment dat un călăraș domnesc, adică un călăreț de la curtea domnească, locuitor al Mahalalei, Nae Pantofaru pe numele dumnealui, a încercat să demonstreze că nu e niciun pericol și când a apărut lumina asta într-o noapte, a intrat cu tot cu cal în apă, după care nu s-a mai auzit nimic de la, au strigat locuitorii Mahalalei, nimeni n-a avut curajul să meargă după el și așa a dispărut călărețul în apă. Vedem vis-a-vis că în locuința care acum adăpostește un salon, cred, e o optică, clinică de optică, a locuit un filozof și un estetician român puțin cunoscut, din păcate, astăzi, Petru Comarnescu, principala lui operă, din câte mă pricep eu, este o operă intitulată Calocagaton. Calocagaton, Calocagatia, reprezintă idealul antichității greco-romane, Kalos Keagatos, frumos și bun, adică aspect estetic și un spirit pe măsură. Ar fi un ideal valabil și astăzi, dacă mă întrebăm de bun. Opera nu se referă strict la conceptul ăsta filozofic, prezintă mult mai multe elemente de estetică. E un om care ar merita să fie redescoperit, nu știu să mai fi fost editat după 90, n-ar strica. Și vedem în dreapta Biserica Icoanei, ctitoria actuală, cum spuneam, biserica este din secolul 17, dar ctitoria actuală este a lui David Corbea, Ceauș de Aprozi,
mi se pare că în vremea lui Brâncoveanu, un rang de la curtea domnească. Și tot în curte, dacă... tot în curte, dacă nu mă înșelu, este... sper să nu încurc personalitățile, puteți să ne apropiem ca să verifică. Eu știu că este mormântul generalului Ion Odobescu, tatăl lui Alexandru Odobescu, unul din scriitorii noștri mari din secolul XIX și unul din primii arheologi pasionați pe care i-am avut. Este autorul primului tratat științific despre tezaurul de la Pietroasa. Alexandru Odobescu, cel care a fost căsătorit, cum spuneam, în turul de pe Calea Victoriei, cu una dintre fiicele naturale ale generalului Kiselev, cu Sasha. Da, ai Ecaterina Odobescu, da, deci pe frontispiciu celălalt trebuie să fie generalul Ion Odobescu, cu un rol, da, cu un rol mai puțin fast în Revoluția de la 1848, pentru că el a arestat guvernul revoluționar, cumva la îndemnul Rusiei, dar era militar, până la urmă și-a urmat ordinele, greu de judecat convingerile sale. Cert este că aveau și casa în preajmă, dar din câte știu eu, casa nu se mai păstrează, în vreme ce Biserica Icoanei dăinuie până în prezent. Nu știu exact să spun care au fost prefacerile arhitectonice, adică vorbim clar de amprenta originală a edificiului în secolul XVIII, dar după aia evident că se fac modificări arhitectonice. Vedem inclusiv niște mici influențe neogotice cu rozasa asta de deasupra intrării. Dora Bobeanu și Alexandru Bobeanu au contribuit la... Cel mai probabil. Cel mai probabil. Așa. Aici a slujit în perioada recentă unul dintre... acum o să-mi faceți plăcerea, eu sunt absolvent de teologie, automat am mai multe cunoștințe în domeniul ăsta. Și nu numai. Mulțumesc frumos. Unul dintre profesorii de liturgică. Liturgica este disciplina teologică care se ocupă cu studiul cultului propriu-zis. Este vorba de fostul decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, părintele Nicolae Necula. A fost slujitor aici, era cunoscut ca un bun cleric, un bun cântăreț și un bun slujitor al altarului. A decedat în urmă cu vreo câțiva ani, dar a făcut o foarte bună impresie ca slujitor bisericesc în zona aceasta și cumva în apropierea Bisericii Icoanei, pe un teren care a aparținut acestei biserici, a fost cumpărat un teren de către familia Darvari. Există un doctor Darvari în secolul XIX la București și ulterior, am uitat exact care era numele persoanei respective, dar chiar nu mai îmi vin acum numele proprii ale ctitorilor, cuplu care au înființat aici un paraclis inițial al caselor lor, care ulterior a fost transformat în obște de călugărițe, aducându-se viețuitoare de la mănăstirile din prejurul Bucureștiului, Pasărea și Ciorogârla. Și în felul ăsta s-a creat schitul Darvari în forma sa inițială, acesta rezistând până la secularizarea averilor mănăstirești din 1864 din timpul domniei Lucuza, când, rămânând fără fonduri, s-a desființat obștea și a fost refăcută, ca a rămas biserică propriu-zisă. Ulterior, călugării din muntele Athos, de la schitul românesc Prodromu, principalul așezământ monahal românesc de la muntele Athos, au cerut să le fie oferită biserica ca metoc, ca loc unde să poată poposi la trecerea lor prin București și așa a rămas până în 1950. În 1950 autoritățile comuniste evident că au desființat iarăși așezământul monahal, a rămas din nou biserică de mir și asta până în 1996. În 1996 a fost refăcută mănăstirea, ca și casa stăriției aflate vis-a-vis, și este meritul actualului episcop de Giurgiu, părintele Ambrozie, refacerea schitului propriu-zis. Din câte mi-aduc eu aminte, a fost urmat la stăreție de către un părinte care mi-a fost și mie profesor, foarte bun tot liturgist, părintele Teofil, care acum este reprezentantul Patriarhiei Române la locurile sfinte în Palestina. După cum se vede, clădirea schitului este în partea dreaptă. E o biserică de dimensiuni relativ reduse,
tocmai ideea a fost gândită inițial ca paraclis, paraeclisia, înseamnă pe lângă biserică, deci o capelă. Curtea este zidită încă din perioada primului lăcaș, în perioada ridicării bisericii propriu-zise de către familia Darvar, deci în prima jumătate a secolului al XIX-lea, și reprezintă până astăzi o oază de liniște în mijlocul orașului. Atenție la denivelări. Este o zonă în mare parte cu simbolism religios, am să zic așa, și una dintre mănăstirile rămase în incinta propriu-zisă a orașului. Alături de Antim, Radu Vodă, dar mai puțin cunoscut schitul Darvari. E o oasă de liniște aici. Da. Am întâlnit mai multe cunoștințe care treceau pur și simplu pe lângă gard fără să știe că aici e biserică. Colț de rai. Da. Bun, și acum dacă reușesc eu să mă orientez așa repejor în spațiu, ne vom îndrepta către ultima străduță pe care o să o explorăm în cadrul turului de astăzi până să revenim în Bulevardul Magheru, respectiv Batiștei. Până atunci asta semnalez faptul, s-a spus de multe ori că asta, unde e implicarea socială a bisericii. Un exemplu, nu știu, bun sau rău, dar este ăsta de vis-a-vis, care este un centru de îngrijire pentru persoane adulte, patronat de biserică. Adică gen centru paliativ? Da. Și există mai multe în capitală și în cuprinsul țării. Acum eu nu încerc să fac pe avocatul nimănui, dar asta este realitatea propriu-zisă. Vedem tot așa la colțul străzii un alt exemplu de arhitectură interbelică, de arhitectură mai exotică. Blocul din dreapta. Da, și cred că luăm o mică pauză până ajungem pe strada Batiștei și o să continuăm acolo. Și am ajuns pe ultima străduță a turului de astăzi, strada Batiștei, la fel ca și în cazul străzii Pitar Moș, un nume care a suscitat mai multe dezbateri în rândul savanților vis-a-vis de numele propriu-zis. O opinie mai veche era faptul că ar fi venit de la un anume Batista Veveli, sau Batiștea Veveli, sfetnic al domnitorilor Radu Mihnea și Alexandru Coconu, al căror nume se leagă mănăstirea Radu Vodă, dar nu există niciun fel de dovadă documentară care să ateste faptul că acest sfetnic domnesc ar fi ctitorul bisericii de aici. Numele este clar în legătură, dar mai degrabă numele ar fi de la faptul că, trecând Bucureștioara pe aici, aici era un loc unde se adăpau vitele, așa, deci așadar era un soi de saivan pentru vitele mai mari, care erau duse cel mai adesea la scaunele măcelarilor aflate un pic mai jos pentru tăiere. Dar totodată mai era posibil să vină de la bătutul albiturilor de către femei, de bătutul materialului textil în apa Bucureștioarei care trecea pe aici, pentru a se albi materialul propriu-zis. Deci ambele variante pot fi valabile. Ca majoritatea locașurilor istorice bucureștene, ctitoria actuală a bisericii Batiștei este ridicată pe o biserică mai veche, de secol XVII, ctitoria actuală aparținând unui vătaf sau staroste de măcelari pe numele lui Manciu, că de-aia biserica se mai găsește în documentele vechi sub denumirea de Mănciuleasa, și a aparținut o perioadă acestei bresle a măcelarilor, să spunem. A mai suferit unele refaceri și după 1989, mai ales. Și ca arhitectură putem să vedem că există o similitudine destul de frapantă cu Biserica Stavropolios. Ctitoria actuală este din aceeași perioadă cu Biserica Stavropolios din centrul vechi. Suntem în aceeași perioadă fanariotă, când opera de ctitorit biserici trece cumva din sarcina domniei și intră în sarcina particularilor, fie că ei sunt ierari, fie că sunt negustori, fie în cazul ăsta vătafi
de diferite bresle. Vedem medalioanele care au fost repictate, nu este pictura originală din 1726. Vedem pridvorul deschis, caracteristic arhitecturii perioadei acelea, îl mai întâlnim într-o notă similară, să spunem, la Biserica Doamnei din București. Da. Și totodată vedem în curte că se găsește unul dintre cei mai vechi arbori încă existenți în București. Este vorba de un dud, specia dud alb sau morus alba, denumire care a dat și o denumire geografică în Europa, e Morea, vechea denumire a Peloponesului din Grecia, pentru că era foarte răspândit acolo sericicultura. Dudul este singura hrană a viermilor de mătase. Toată zona fiind împânzită cu duzi, a căpătat denumirea asta, cum asta explică de altfel și denumirea străzii Mătăsari din București, acolo fiind la fel plantații de duzi. Avem mențiunea documentară care ne spune că dudul este plantat în 1853 de către un monah de la Căldărușani, care a venit încoace, dar este o legendă a zonei care spune că în mahalaua asta, biserica preexistentă fiind de lemn, a ars în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu. Se pare că și aceea avea un dud din acesta secular, care n-a fost din fericire afectat de incendiu și trecând Constantin Brâncoveanu să vadă starea zonei după incendiu, a văzut urcat în dud un băiețel pe care Vodă l-a strigat amuzat Zaheu, din pila biblică cu Zaheu, cel mărunt de înălțime, care s-a urcat în dud să-l poată urmări pe Hristos și a spus, nu te mai urca în dud, că o să-l usuci. Și băiatul i-ar fi răspuns, nu domnia ta, că duhul nostru e falnic și n-ai să trăiești nici dumneata cât va trăi dudul. Și a avut dreptate și legenda spune că acest băiețel era chiar Manciu, acel vătav de măcelari care ulterior a ctitorit Biserica Batiște. Biserica a fost ridicată inițial ca filie a unei biserici astăzi dispărute, Biserica Enei sau Ienii, da, care se găsea vis-a-vis de Hotelul Intercontinental și despre care o să vorbim imediat. Putem să pornim ușor înspre ea. Și de-a lungul timpului, între slujitorii de la Biserica Batiște s-au numerat unii preoți cu însemnătate în istoria bucureșteană, respectiv preotul George sau Gheorghe, l-am găsit cu ambele nume, Negulescu Batiști, deci își luase parohia în numele de familie, care este unul dintre istoricii, din păcate, necunoscuți ai Bucureștiului în prezent, dat fiindcă istoria consemnată de la a rămas în mare parte în manuscris, dar este citat de oameni de renume și a fost cunoscut de un alt istoric al Bucureștiului, din fericire publicat mai recent, Nicolae Vătămanu, care a avut ocazia să stea de mai multe ori de vorbă cu el. A fost urmat la parohie de un preot paroh care a stat vreo 40 de ani, părintele Nițișor Cazacu, dacă numele dumnealui nu este foarte cunoscut, subliniez faptul că este tatăl istoricului Matei Cazacu. Părintele Nițișor Cazacu a fost secretarul de cabinet al patriarhului Justinian Marina, patriarhul care până în prezent are cea mai îndelungată păstorire din istoria Bisericii Ortodoxe Române între 1948 și 1977. Cel care a lansat doctrina din perioada comunistă pentru a adapta biserica situației de apostolat social. Părintele Nițișor Cazacu, altfel un foarte bun slujitor, o doamnă care a locuit în parohie mi-a lăsat povestea asta amuzantă despre dumnealui, că fiind un tip de mari dimensiuni așa și mai conservator, mai ieșea să facă observații copiilor și într-o dimineață de iarnă, cum e acum, dar cu mai multă zăpadă, spunea că l-au pândit, pur și simplu au făcut gălăgie știind că o să iasă și știind că iese în ținută de noapte, în pijamale. Deci că i-au dat cu un bulgăre și au scăpat pantalonii părintelui și a trebuit să intre repede înapoi în casă, că altfel risca să arate ceea ce nu trebuia să vadă parohia. Părintele care încă este în viață, dar în momentul ăsta am un lapsus și nu mi-aduc aminte numele lui, care i-a urmat în anii 80, este cel care a dus greu operei de restaurare la parohie. În prezent este pensionat, din câte știu, dar este încă în viață și lui se datorează în mare parte restaurarea acestei biserici. Acum ne vom intersecta cu încă o străduță. În prezent se numește Nicolae Filipescu, după numele unuia dintre edilii capitalei de la începutul secolului 20,
cel despre care o să-l mai pomenim și în alte tururi, dar care mai înainte se numea Scaune, amintind exact specificul zonei de zona a măcelarilor, zona unde se aduceau vitele, iar casa pe care o vedem încă păstrată în partea stângă a străzii este casa familiei Petrini Galați sau Galați. Profesorul Petrini Galați, cred că Victor pe numele lui, este pionierul nostru în domeniul dermatovenerologiei. Da, este primul specialist pe care l-am avut. Din păcate, fiul lui, care studia la rândul medicina la Montpellier, în Franța, a murit la doar 21 de ani, Mișu Petrini Galați, și monumentul lui funerar se păstrează până astăzi în cimitirul Belu, în timp ce în dreapta vedem sediul fostei ambasade americane, mutată în momentul de față în Pipera, în zona Pipera, mi se pare, adăpostind și în spate un mai vechi edificiu bucureștean, Palatul Mauriciu Blanc, unul dintre fondatorii băncii Marmoroș Blanc, opera unui arhitect, confuzie, coincidență de nume, Louis Blanc, dar nu sunt din aceeași familie. Așa, o clădire bucureșteană care altădată stătea destul de părăginită, dar acum, din fericire, a fost renovată. Și am ajuns în zona unor istorii pierdute, din păcate, ale Bucureștiului. Na, progresul urban e o treabă inevitabilă și e bine că se întâmplă, dar automat mai păstrezi și nostalgia, cel puțin în anumite scrieri, pentru ceea ce a fost și nu se mai păstrează, la colțul străzii Batiștei, cu vechea ulița Colței, care a precedat existența bulevardului Brătianu din prezent. S-ar fi găsit, dacă am fi mers acum vreo 100 și mai bine de 50 de ani pe aici, niște case din asta, să le zicem, boierești, adică case cu o curte mare. Dar avem și în primul rând să încercăm cumva să facem abstracție de cursul actual al străzii și să ne dăm seama, ulița Colței era o uliță mult mai mică și venea mai încoace de noi. Adică noi deja ne-am cam fi aflat pe ulița Colței. Drept urmare, casa care se găsea la colț aici aparținea nimeni altuia decât lui Petrache Poenaru. Aici era locuința acestui savant român născut la 1799. Da, ne-am fi aflat în curtea lui, la ulița Colței, la numărul 44, potrivit localizării făcute de către domnul Emanuel Hagi Mosco. La vârsta de doar 22 de ani a devenit grămăticu, adică secretarul lui Tudor Vladimirescu. Proclamația de la Padeș, cât și alte proclamații și scrisori ale acestui domnitor român sunt redactate de el. După înfrângerea mișcării revoluționare, a plecat vreme de 9 ani la studii în străinătate la Paris, Londra și Viena. La Paris obține în 1827 brevetul pentru condeiul portăreț fără sfârșit, adică stiloul. El este adevăratul inventator al stiloului și vreme de 9 ani a studiat tot ce a putut studia în capitalele occidentale pentru a pune bazele învățământului normal odată revenit în țară. Căsătorit destul de tomnatec pe la 47 de ani cu Caliopi Hrisoscoleu, care era coborâtoare prin mamă chiar din Mușatinii moldoveni, a avut două fete, din păcate una dintre ele, Elena, a murit la 10 ani, iar cea de-a doua, Smaranda, mi se pare, căsătorită cu fiul generalului Iacovachi, a murit de tuberculoză la Veneția la doar 20 de ani și se pare că aceste tragedii familiale cumulate cu o viață de muncă asiduă și-au pus amprenta asupra sănătății sale mentale și a căzut într-o stare de demență senilă, cel mai probabil, nemai fiind capabil nici măcar să se exprime în public. El o personalitate atât de savantă, de altfel, astfel încât Alexandru Dobescu, de care am vorbit un pic mai devreme, a fost cel care i-a citit discursul de primire în rândurile Academiei Române. A fost unul dintre primii membri ai Academiei Române, dar nu mai putea să se exprime liber în public și a murit pe la 1875, fiind din păcate escrocat de un nepot, de avocatul Costache Leca, care l-a pus să semneze un act din ăsta de vânzare, cumpărarea proprietăților sale. Avea o moșie în zona Herăstrăului, care a fost tot așa preluată de către Costache Leca, el, urmând să facă plata, nu știu dacă plata era în conformitate cu valoarea domeniului, dar o făcea în vreo 11 rate, ca
care se întindeau pe vreo 10 ani. Deci unui om deja aflat pe moarte, omul îi promitea că îi va plăti suma integrală în vreo 10 ani. Era clar un fals. Ulterior a reușit să o convingă și pe soția lui Petrache Poenaru, pe Cleopatra Poenaru, să-i cedeze dreptul de uzufruct asupra averii și în felul ăsta să se înstăpânească. În epocă se mai făcea mișto de el la când pleda la procese, mai ales când era treaba de fraude, că cineva care a dobândit averea, acum ai dobândit-o dumneata, ar fi bine să nu facă prea mult caz de fraudele altora. Păcat, un sfârșit nemeritat pentru un om care astăzi are în capitala noastră doar o stație de metrou și al cărui mormânt din cimitirul Belu nici măcar nu-i poartă încă inscripția. Deci pe mormântul cumpărat de el la Belu, unde sunt mormântați și socrăsul și soția și așa, exact numele lui lipsește momentan de acolo, dar măcar știm exact unde s-a aflat și cum va poate fi localizat. Ca să rămânem pe partea asta, locul unde s-a construit hotelul Intercontinental, o vreme cea mai înaltă clădire din București, a avut în perioada interbelică, era un maidan aici, pentru că fusese demolată mai vechea casă, se găsise o panoramă mai înainte, panorama Grivița, care înfățișa scene din Războiul de Independență. Era o clădire circulară din lemn, unde puteai să te intri să te uiți, era precursorul cinematografului, dacă vrem. Și mai înainte s-ar fi găsit o casă a unei familii astăzi dispărute din peisajul românesc, respectiv familia Retoridi. Fiul retorului, cel mai probabil, Retoroglu ar fi la origini. Despre descendenții familiei este interesant faptul că un retoridi, cel care face casele, este dragomanul, adică interpretul flotei otomane, pe lângă amiralul Nelson, cel care moare în bătălia de la Trafalgar. Și se păstrea, la un dat, o scrisoare a acestui mare amiral englez către acest retoridi, căsătorit cu Marghioala Hagi Moscu. Căsătorit în vecini, o să vedem imediat de ce. Marghioala Hagi Moscu, o femeie trăitoare la începutul secolului XIX, care, să nu parte că era o frumusețe, era și o fire din asta independentă și destul de iute, ceea ce explică cele două divorțuri din viața ei. După divorțul de primul soț, sau posibil chiar înainte, asta să fie unul din motivele de divorț, deja întreține relații cu viitorul soț, cu al doilea divorț, cu Dimitrie Ralet, care e un pic mai tânăr ca ea, ceea ce naște scandal în epoca, deci care stătea undeva către Biserica Sfântul Gheorghe Nou, mai jos de Colțea. Stând în casa cumnatei sale, venea târziu acasă, ceea ce nu prea era în ton cu morala epocii și, drept urmare, la un moment dat, o roabă de etnie romă, cum era vremea respectivă, o pârăște stăpânei, care închide ușa și o lasă pe afară. Roaba a fugit de acasă, după aia temându-se de vreo pedeapsă, și s-a întors peste 3 ani, crezând că stăpâna a uitat. Stăpâna nu uitase și a tras o bătaie la scară, cum se purta pe vremea aceea, ca să se învețe mintea altădată să o mai sifoneze. Ce înseamnă bătaie la scară? Bătaie în fața scării, case propriu-zise, să ridica rochia și să aplicau niște vergi în zonele mai moi ale corpului, din păcate. Așa. Acum, ca să o vedem exact, a treia casă din zona asta ar fi fost ulița Colței 40, tot după plasarea făcută către domnul Hagi Moscu, și ar fi fost pe locul actualului TNB. Teatru mutat după distrugerea celui de pe Calea Victoriei, mai înainte, până la 1912, aici s-a găsit cel de-al doilea sediu cunoscut al primăriei municipiului București. Primul ar fi fost la Piața de Flori, mai sus de Hanul Manuc. După demolarea acestea, pe la 1885, sub primariatul lui Dimitri Cariagdi, se mută aici în casa Hagi Moscu. Deci aici a fost principala locuință a familiei Hagi Moscu, familie din păcate stinsă în prezent, ultima reprezentantă fiind soția domnului, regretata soția domnului academician Constantin Bălăceanu Stolnici. Aici întâlnind înainte să răsară Intercontinental. Intercontinentalul oricum nu e pe locul ei, dar nu, e cu mult înainte să răsară cam orice din clădirile actuale, poate în afară de Palatul Universității. Ea este demolată, casa, la 1912. Dar în ultimii 30 de ani de existență, această încăpere cu vreo 25 de camere, deci casă boierească în adevăratul sens al cuvântului, a fost cel de-al doilea sediu al primăriei orașului București, după ce noi, vreme de vreo câteva sute de ani, știm că există un oficiu al pârgarilor
al orașului București, dar niciodată nu știm unde e. Pentru că nu, nu avea un sediu fix din cauza invaziilor străine care îi cam sileau să se plimbe din loc în loc. De unde această locuință boierească? Simplu, pentru că vistiernicul Ioan Hagi Moscu, care moare pe la 1828, mi se pare, a fost, era la un moment dat socotit al doilea boier ca bogăție al țării după marele ban Grigore Brâncoveanu la vremea aia. Deci după descendența directă a lui Brâncoveanu, acest om care se îndelenicea și cu camăta din belșug, reușit să se realizeze o mare avere care astfel îi îngăduia să ridice această locuință impresionantă pentru vremea respectivă și cu o curte apreciabilă. Deci să ne imaginăm că din colțul opus al străzii Batiștei și până în curtea Teatrului Național erau două curți. Mare și late, pentru că Petrache Poenaru avea proprietatea mai sus. Petrache Poenaru având o proprietate și vis-a-vis o să încep însă cu clădirea care cumva era centrul cartierului respectiv. Și înainte să vorbesc de ea, o să vorbesc de cei care au avut proprietatea asta. Deci dacă pe locul Palatului Suțu și al actualului Palat al Universității era proprietatea cantacuzinească, legată de ea era proprietatea unor boieri înrudiți cu cantacuzinii, respectiv boierii Negoiești. Negoieștii sau Popeștii sunt descendenții acelui domnitor Antonie Vodă din Popești, cu o domnie destul de scurtă înaintea lui Șerban Cantacuzino, domn fidel partidei Cantacuzino, la un moment dat se spunea chiar a servit Cantacuzino, ceea ce cel mai probabil e o exagerare, se spunea că îi făceau până și porție de mâncare Cantacuzinii, dat fiindcă totuși venea dintr-o familie bogată, pentru că un descendent al lui Pană Negoescu, boier din Cumoșile, în zona Târșorului, cumnatul lui Constantin Brâncoveanu, este fratele doamnei Marica Brâncoveanu, este cel care ctitorește în forma păstrată până la demolare, din păcate, biserica amintită de bannerul de vis-a-vis biserica Ienii sau Enei, în funcție de varianție. Cel mai probabil numele stă la originea unei numele original este cel al unei femei, Iana, soția unui boier Maxim Grecu din Târgșor, care trăiește pe la începutul secolului 17 și are pretenții să devină candidat la domnie, drept urmare este și omorât. Biserica în forma ei de zid, ridicată de acest Pană Negoescu, apare în secolul 18. Și ea este biserica principală în zona asta, filiile ei fiind pe de-o parte biserica Batiștei și pe de altă parte biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi, cea pe care am văzut-o la turul de pe Calea Victoriei. Ea e o biserică care ilustrează destul de pregnant arhitectura brâncovenească de la începutul secolului al XVIII-lea și poate fi cel mai bine comparată, dispărută fiind astăzi, cu Biserica Crețulescu, pe care am văzut-o în tururile anterioare, cât și cu Biserica Doamnei. Din păcate, a fost prima biserică demolată din ordinul lui Nicolae Ceaușescu la 22 aprilie 1977, așadar la o lună și un pic după cutremurul din 4 martie 1977, când împrejurul ei s-au prăbușit într-adevăr mai multe clădiri și la un moment dat versiunea oficială este că bila de fier a unei macarale folosite la demolare ar fi lovit accidental zidul bisericii și în felul ăsta s-ar fi demolat o biserică, pe lângă faptul că era un monument istoric, era pictată de Gheorghe Tatarescu, deci era și un monument de pictură. Biserica stătea cumva în centrul proprietăților boierilor Negoiești, care mergeau până în actuala stradă Demdobrescu, fosta stradă a Vămii, pentru că acolo se găsea carvasaraua turcească, caravanseraiul turcesc, unde se impozitau mărfurile care veneau de la sud de Dunăre, stradă care la fel și-a schimbat numele de mai multe ori. În perioada interbelică era cunoscută de strada Wilson, numită așa în cinstea președintelui american, Woodrow Wilson, care implicase Statele Unite în primul război mondial. Și tot pe colț se găsește blocul Wilson, la rândul lui afectat de cutremure, cu fațada schimbată, dar care încă e în picioare. Acolo, găsindu-se mai înainte, că de-aia îi se dă numele Bulevardului Brătianu, locuința lui Ion Brătianu Bătrânu, patriarhul familiei brătienilor, ca să zic așa. Ce mai găseam în preajma bisericii Enei, care avea altarul înspre bulevard propriu-zis, așadar intrarea era în partea opusă nouă.
înspre Institutul actual de arhitectură Ion Mincu s-ar fi găsit baia centrală a orașului București, una dintre ultimele astfel de edificii. Majoritatea băilor amintite, Baia Mitropoliei sau Baia Domnească, erau evident în preajma Dâmboviței, dar cu timpul, punându-se cât de cât la punct alimentarea cu apă orașului, s-a construit o baie și mai sus un pic de oraș. Astăzi ultima pe care o mai știu este Baia Grivița, dar și aceea, din câte știu eu, nu mai este funcțională. Lipit de ele au fost două blocuri cu un destin nefast. În general se zice că se pare că nu e bine să locuiești în zona universității în caz de cutremur. Cele două mari cutremure care au afectat București în secolul 20, cutremurul din noiembrie 1940 a prăbușit un bloc și cutremurul din 77 alt bloc. Cel căzut în 1940 a fost blocul Carlton, bloc în care locuia între altele Păstorel Teodoreanu, care din fericire nu era acasă, fiindcă se afla la o beție care l-a făcut celebru și dimineața când a venit s-a uitat și a zis, doamne, cât am băut că nu mai văd blocul. Așa se zvonise chiar că ar fi murit la Carlton și un epigramist din Iași, prieten Codreanu, a spus, o fi el mor, dar-i mor de beat. Și spune că iar în noaptea aceea, lugubrei morți, scăpat am trenul, însă am aflat că m-a ucis la Iași Codreanu cu catrenul. Așa, în schimb, în 1977, o altă personalitate artistică n-a fost la fel de norocoasă, este vorba de actorul Toma Caragiu, care împreună cu amicul lui de viață, regizorul Alexandru Bocăneț, serbau cumva apropiata premiera filmului Gloria, dar nu mai știu exact care era titlul complet, când la ora 9 și ceva s-a produs cutremurul. Există și o legendă de cancan așa legată de viața amoroasă a lui Toma, care divorțat de prima nevoastă se căsătorește cu cea de-a doua, cu doamna Elena Caragiu, care din câte știu eu mai e în viață. L-am dat să scria prin 2002 că a fost ucisă de un psihopat și a fost nevoită să vină în țară să demonstreze că e bine și încă trăiește. Se zvonește că el ar fi înșelat pe Toma și că în ziua aia ar fi trebuit să rămână cu el, ar fi mers până la Periș la niște prieteni, după care el ar fi lăsat pe Toma la București, ar fi dus să se plimbe pe Valea Prahovei. Greu de spus, toate chestiile astea sunt treburi de alcov, să zicem. Așa, dar cert este că Toma ajunge la București, îl vede pe nepotul lui, e ultima persoană care îl vede în viață, nepotul de vreo 13 ani, care îi dă un pachet de ficăței de pasăre, după care îl primește pe Alexandru Bocăneț, se așează la masă, se produce cutremurul, cei doi fac exact ce n-ar trebui să faci în cazul unui cutremur, fug pe casa scării, care se prăbușește, în timp ce apartamentul lui Toma rămâne aproape intact, inclusiv cu masa neatinsă. La 6 zile după l-au găsit domnul Caramitru, aflat pe locurile dărâmăturilor, și cu nepotul, și cu cumnatul lui Toma Caragiu, i-au găsit corpul printre dărâmături. Se pare că albise complet în momentul prăbușirii. 52 de ani avea, deci cu siguranță i-ar mai fi rămas destul potențial creator. Unul dintre actorii legendari de comedie ai marelui ecran, membru de marcă al generației de aur, născut în Grecia, din familie de români și plecați de acolo tocmai din cauza violențelor comise de greci împotriva românilor. Rămas celebru pentru roluri precum Costică Caratase în filmul Actorul și sălbatici, probabil cea mai bună producție cinematografică care l-are drept actor principal. Rolurile comice, Răspopitul din filmele cu haiduci, destule roluri marcante. Dând iar un pic înapoi în timp, tot în zona asta, deci în stânga Bisericii Ienii, cum ne-am uitat noi acum, cam pe locul unde se găsește astăzi Facultatea de Arhitectură, se găseau curțile unor boieri din familia Cornescu. Boierii ăștia din familia Cornescu, familie stinsă din păcate, aveau o curte mare și cu timpul să cam părăginise curtea. Am zis noi o legendă cu un urs scăpat în biserică, un urs care stătea în curte. Deci Tache Ionescu nu era singurul. Dar pe lângă ursul ăsta, boierii ăștia mai aveau niște câini care, potrivit scrisorilor lui Ion Ghica, Ion Ghica stătea pe Calea Victoriei și mai trebuia seara să mai treacă pe aici, pe fosta uliță, strada Ienii, erau cât viței. Iar gardul boierului mai avea pauze pe la uluci și, drept urmare, când te prindeau noaptea, riscai la propriu să fii sfâșiat, ceea ce, din păcate, se mai întâmplă și astăzi prin București. Și Ion Ghica povestește într-o scrisoare către Vasile Alexandrii cum cu un colonel Brătianu, cel mai probabil e vorba de Dumitru Brătianu din altă ramură a familiei Brătianilor, s-au apărat spate în spate, unul cu sabia, altul cu bățul și au reușit să răzbească prin câinii Cornescului.
O altă familie aflată în zonă este familia Bărcănescu. Scarlat Bărcănescu este epitrop al bisericii Ieni și el este cel care îl protejează pe un personaj foarte interesant, scriitorul Nicolae Filimon, primul nostru romancier, care a fost inclusiv dascăl la biserica aceasta, tatălui fiind preot aici mai înainte, părintele Mihail Filimon. I-am găsit în anumite documente care au fost la Sfântul Nicolae dintr-o zi, alții spun că ar fi fost aici. Așa, și ce am mai fi avut în partea dreaptă, unde ar fi fost tot proprietatea lui Petrache Poenaru la bun început. Acum se găsește o clădire de raport ridicată în perioada interbelică cu unul dintre cele mai longevive restaurante din peisajul bucureștean, restaurantul Pescaru. Aici s-ar fi găsit ulterior fosta locuință a marelui primar bucureștean Pache Protopopescu, pe numele lui, de fapt, Emanuel Protopopescu, dar copil fiind nu putea să-și pronunțe propriul nume, spunea Pache, și atât de cunoscut a ajuns acest supranume, încât și l-a pus în numele de familie. Primar, doar 3 ani ai Bucureștiului, profesor, de fapt, la Academia de Studii Comerciale, este considerat unul dintre cele mai de succes edil pe care a avut capitala, în primul rând, prin realizarea celor două tronsoane nord-sud-est-vest, prin pavarea a numeroase străzi, rezolvarea într-o manieră care, din păcate, ar cam face organizațiile de protecție animalelor să plângă a problemei câinilor vagabonzi, expresia mănușii să pun, vine de atunci, cât și o idee mai năstrușnică, de altfel, aia cu semnalizarea caselor de toleranță cu felinare roșii, el gândind că în felul ăsta o să reguleze un pic, scuzați expresia, situația asta, de fapt ne făcând decât să semnalizeze mai clar tuturor unde se găseau casele respective, drept urmare, după ce i s-a terminat lui mandatul, au fost date jos acele felinare roșii. Istoria prostituției românești e istorie care totuși merită spusă, că are niște aspecte interesante și casa se remarca prin prezența la stradă a unui ceas cu suport, exact cum sunt ceasurile acestea puse la 500 de ani de la, sau 450 de ani, de la atestarea documentară a București, am uitat care e, 550 de ani, așa, de la atestarea documentară a București, că și a unui barometru care tot așa se găsea la drum. Erau prezențe pitorești de altă dată. Tot de locurile astea se mai leagă și memoria lui Eminescu în București, pentru că tot lângă biserica Ienei, chiar în casa parohială, stătea la un dat cu chirie primul nostru fotograf, Carol Pop de Zatmari, cel care urcat în turnul Colței, care s-ar fi găsit între Palatul Suțu și biserica de astăzi, Colțea, realizează primele fotografii panoramice ale Bucureștiului și putem să vedem inclusiv vechi aspect al străzii Colței. Nu recunoști zona asta, nu-ți dai seama cum ar fi trecut strada față de configurația actuală. În casa lui a stat o perioadă cu chirie Mihai Eminescu și fiul lui, Carol Alexandru, și aducea aminte că la noua an stătea pe genunchii domnului Mihai. Și tot pe strada Ienii, la numărul 1, se găsea locuința cumnatului lui Titu Maiorescu, doctorul Kremniț, căsătorit cu Mite Kremniț, o altă doamnă de care se presupune că ar fi fost îndrăgostit Mihai Eminescu, deși se pare că mai degrabă se alintă ea în cadrul memoriilor sale. Și aici s-ar fi petrecut, nu a locuit propriu-zis Mihai Eminescu, dar și-ar fi petrecut revelionul dintre 1879-1880, când, atins de melancolie, scrie poezia O mamă, dulce mamă, amintindu-și de mama sa, Raluca Eminović, care trecuse la cele veșnice cu 4 ani mai înainte, pentru ca în ultima sa locuință bucureșteană să fie în Hanul Mircuș, situat undeva în spatele actualului Institut de Arhitectură, către pasajul Victoria, unde era plătită chiria de Nicolae Petrașcu, cel cu care am început turul de astăzi și cu care acum avem ocazia să încheiem, urmând ca data viitoare să ne revedem, să pornim spre Cismigiu. Mulțumim tare mult! Cu mare drag!